Geampara, joc popular al Dobrogei, care se regăsește și în sudul Dunării. Cuvântul provine din limba turcă, cealpara, cealpare, care înseamnă castaniete. Cercetătorii au clasificat geamparaua ca fiind un joc cu ritm aksak. Cuvântul este luat tot din limba turcă și înseamnă șchiop. E o descriere foarte potrivită, căci geamparaua are doi timpi mai scurți și al treilea mai alungit, adică, în termenii etnomuzicologiei, are un ritm asimetric. Geamparaua se joacă rapid, în șir, dar și în perechi, trei pași la stânga, trei la dreapta, prin mișcări într-o parte și în cealaltă, dar și roată. Nu e însă singura coreografie posibilă. Nici muzica însă, nici dansul, asta știm toți, nu pot fi descrise până la capăt. Sunt mai bine de ascultat și de văzut.